La data de 6 iulie 2013 se împlinesc 64 de ani de la cel de-al doilea val de deportări din Basarabia. În memoria persoanelor deportate a fost oficiată o slujbă de pomenire, iar participanții au ținut un minut de reculegere și au aprins câte o lumânare de sufletul prietenilor și rudelor ucise în anii deportărilor. Cei care au trecut prin calvarul deportărilor își amintesc de acele zile cu lacrimi în ochi. Cele mai grele momente au fost noaptea când ne-au trezit din somn la ora 4, la noi ziua, dimineața au venit. Și mai greu a fost când am început a ne despărți, cât eram toți la un loc, dar când ne-au început să ne despartem pe grupe și retrăim. Nu numai că de acum suntem în străinătate, dar retrăim că de acum cine știe ne-o mai vedea, ori nu ne-o mai vedea, ne-o mai întâlni, ori nu ne-o mai întâlni. Potrivit autorităților, cei 500 de lei este o sumă mică față de pierderile suportate de familiile deportate. Eu cred că noi nu avem cuvinte pentru a reda ceea ce au suportat acei oameni. Durerea, dar durerea este și astăzi. Este de neuitat clipele care au avut acești oameni. În Raionul Florești au fost deportate în acest răstimp 268 de familii. 149 de familii au fost deportate numai din orașul Florești. Vreau să spun că acest tăvăluc a trecut nu numai peste moldoveni, nu numai peste ruși, acest tăvăluc a trecut peste toate națiile care conlocuiau în Raionul Florești. Trebuie să ne gândim astăzi cu ce putem să-i ajutăm pe toți cei care sunt victimele represiunilor staliniste, iar aici vorbesc nu numai de ajutoarele materiale, ci susținerea morală, în primul rând morală pe care a avut loc, pentru că acele lucruri i-au distrus moral, i-au distrus ca personalități. Istoricii estimează că în cadrul operațiunii din iulie 1949, denumită conspirativ Iug, a avut loc cel mai mare val de deportări din Basarabia. Datele oficiale arată că peste 35.000 de moldoveni au fost trimiși în Siberia pe 6 iulie 1949. Potrivit specialiștilor, în realitate, numărul deportărilor ar fi mult mai mare.